Deja de ani buni, principalul furnizor de smartband-uri este Xiaomi. Seria lor Mi Band este atât de populară că, dacă tare vrei, poți să te apuci să scrii o carte despre ei. Dar iată că și pentru ei a apărut un concurent. Galaxy Fit E. Eu nu vreau să fac astăzi un battle între Mi Band și Galaxy Fit E. Ele sunt două dispozitive interesante, fac același lucru, dar cu totul diferit. Însă, îți propun să facem acest battle în comentarii. Scrie ce ai alege tu dintre aceste două. Iar ca să-ți fie mai simplu, link-ul cu Mi Band 3 îl las în descriere. Structura acestei brățări este pe cât se poate de simplă. Avem o capsulă dreptunghiulară, ascunsă într-o brățară de silicon. La momentul actual sunt disponibile 3 variante. Alb, negru sau galben. Și se presupune că cu câtea va deveni mai populară, gama de brățări se va mări. Totul este gândit și construit în așa mod ca această capsulă să nu cadă niciodată, atât timp cât brățara este pe mână. Ea poate fi scoasă doar în interior, dar chiar și în acest caz, trebuie să depui puțin efort. Acum capsula. Avem un ecran de 0,74 inci, nu este AMOLED, ci PMOLED, care reacționează la, nici nu știu cum să zic, la lovituri, la atingeri simple sau la swipe-uri, nu reacționează deloc. Pe spate avem senzorul de monitorizare a ritmului cardiac și contactele pentru încărcat. Ele nu sunt magnetice, se fixează un mecanism special aici. Apropo, un mare avantaj acestea față de Mi Band este că o poți încărca fără a o scoate de aici din brățară. Și încă ceva, pe tot perimetrul capsulei nu găsești niciun buton. Cu construcția ei ne-am lămurit, hai să vedem ce este cu funcționalul ei. Brățara se conectează la telefon prin aplicația Galaxy Wearable. În cazul în care ai un telefon Samsung, cum e la mine, nu trebuie să faci nimic. Telefonul găsește singur brățara și se conectează automat la ea. În cazul telefonilor altor producători, trebuie să o instalezi din magazinul de aplicații, după care ea îți va propune să mai instalezi încă vreo 3 aplicații deasupra, fără de care această brățară pur și simplu nu va funcționa. Notificările. Spre deosebire de Mi Band sau oricare altă brățară de producție chineză, Galaxy Fit E nu afișează conținutul notificărilor. Dacă primești un mesaj, indiferent de aplicație, ea îți va afișa doar iconița aplicației și numele celui care ți-a trimis acest mesaj. Luând în calcul dimensiunile ecranului și dimensiunile textului, mie mi se pare ceva logic. Oricum tu vei lua mereu telefonul ca să răspunzi, așa că vei citi mesajul deja pe telefon. Dacă primești un apel, pe ecranul brățării apare și numărul celui care te apelează și numele celui care te apelează. Și aici, o singură mențiune, nu avem aceeași problemă pe care o are Xiaomi cu brățările Mi Band sau ceasurile Amazfit Bip, unde pentru a vedea toată informația celui care te apelează, telefonul trebuie să fie setat în limba engleză. În cazul nostru, poți seta oricum dorești tu. Ce mai poți vedea în această aplicație? În primul rând poți vedea nivelul bateriei, lucru care nu este disponibil direct pe brățară, ce pentru mine este absolut straniu, și la fel poți alege unul din cele 6 aspecte pentru pagina de start a brățării. Asta este destul de nice. Bateria. În Galaxy Fit E avem o baterie de 70 de mAh. Și iată ce rezultate am primit. Timp de 8 zile cât am folosit această brățară, în primele 7 zile ea s-a descărcat până la 41%. Iar în ultima zi, și eu idee nu am de ce, ea s-a descărcat până la 7%. Asta fără să am vreo activitate sportivă sau, nu știu, aici nu cam ai ce face cu ea. Dar, oricum, în timp de aceste 8 zile, ea a monitorizat non-stop activitatea mea fizică, ritmul cardiac și doar o singură dată ea a depistat singură și a monitorizat o activitate sportivă. Înțelegi cât sunt eu de sportiv. Cu
ce te va ajuta la partea sportivă. Pentru început, dacă iei această brățară nu doar pentru notificări, așa cum am făcut-o eu, este necesar pe lângă aplicația Galaxy Wearable să instalezi și aplicația Samsung Health. Brățara monitorizează ritmul cardiac, calitatea somnului, tot felul de mișcări, inclusiv și notul. Singură, ea poate depista doar mersul sau alergatul. Mergem mai departe. Aplicația Galaxy Health strânge toată această informație, apoi îți creează anumite concluzii, grafice, scheme, care pe parcurs îți vor fi foarte utile. Dacă dintr-un motiv oarecare bandul nu este conectat la aplicație, toată statistica, toată activitatea ta se va păstra în memoria bandului timp de 7 zile. După care, nu se va șterge toată odată, dar doar a 7-a zi. Cu fiecare zi nouă se va șterge ultima zi din memoria sa. Și încă ceva. Cu condiția că tu introduci în aplicație absolut toată informația necesară, referitor la hrană sau cantitatea apei, aplicația îți va sugera careva sfaturi pentru a-ți îmbunătăți anumiți parametri. Next Level You. Enter.